Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta gravarea pe rotund cu ajutorul sistemului rotativ al echipamentului laser RedSail X700. Vom grava un pahar de sticlă pe acest sistem rotativ, care îl vedeți conectat deja la echipament. Avem mufa de conectare. În prealabil am lăsat masa tip fagure jos pentru a așeza și poziționa sistemul rotativ. Am montat paharul pe mandrina sistemului și vom începe în curând gravarea. Avem deja grafica pregătită. Mergem la laptop. Dorim să gravăm această grafică, care a fost realizată în prealabil în software-ul CorelDRAW și importantă în software-ul echipamentului AutoLaser. Vom merge la echipament și vom începe gravarea propriu-zisă pe rotund pe acest pahar de sticlă. Vom da start și vom începe gravarea. În acest moment, operațiunea de gravare pe rotund a luat sfârșit. Vom desface paharul. Și avem rezultatul dorit. Să încerc să-l iau mai bine, să-l putem vedea. Calitatea gravării, după cum puteți observa, este excelentă și paharul este gata de utilizat. Vă mulțumim frumos pentru vizionare și, ca de obicei, pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul nostru www.anemonacom.ro.